Slăviți să fie Domnul! Amin. Suntem înaintea unui Dumnezeu mare și înaintea unui Dumnezeu care poate totul. Slăviți să fie El! Și numele Lui să fie înălțat! Bine spune omului Dumnezeu Iov, Doamne, Tu poți totul și nimic nu poate sta împotriva Ta. Am inspirat de la cântarea fratelui Mihăiță și spuneam, mă încred în Domnul. Aș vrea să ne încredem în Dumnezeu. Dragii mei, David spunea în Psalmul 27, Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Poate în vremea aceasta ești amenințat de multe temeri. Zvonuri de zgomotul acestei lumi, poate din pricina că nu știu ce vei face în ziua de mâine, se tot aude și peste tot, în toate părțile, criză mondială, criză socială, criză financiară și poate și frica și teama a venit peste tine și peste viața ta. David învață să ne credem în Dumnezeu. Amin. Mărire lui Iisus. Spune Psalmul 56, versetul 3, dacă nu greșești, și versetul 4, ori de câte ori mă tem, spune David. Venea și peste David, ia-mă. Poți fi împărat, poți avea o armată puternică și totuși frica și teama poate să bată la ușă, nu? Dar zice David, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Amin. Și apoi continuă. Și din nou a venit teama. Ori de câte ori mă tem, mă încred în cuvântul Tău. Amin. Aleluia! Cuvântul Lui este viu și lucrător. Mărit să fie Domnul. Amin. Cei ce se încred în Domnul, spunea Psalmul 125, sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Ca să poți rămâne întărit, nu poți rămâne altfel dacă nu te vei încrede în Dumnezeu. Dacă nu vei călători zi de zi cu Dumnezeu. Spunea sora în rugăciune, nu doar de biserică, nu doar când sunt slujbele, și celelalte zile și timpul celălalt să petreci altfel și în altă parte, fără Dumnezeu. Ca să poți să te crezi în Dumnezeu, ascultă-mă bine, trebuie să umbli mână în mână cu Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Așa cum Enoch a umblat 300 de ani. Când umbli cu Dumnezeu, ascultă-mă, nu te mai frământi de ziua de mâine. Ce se va întâmpla? Ce voi face? Nu va mai avea teama acces în viața ta. Că David spunea, tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. Slăvit să fie Domnul! Amin. Au venit amenințările și imediat ne vom ruga Domnului. Peste viața lui Ezechia. Asirienii l-au amenințat. Da? A venit Sanherib. Și a început să ducă tot felul de cuvinte, de ocară. Își bătea joc. Păi noi am cucerit cetatea cu tare, cu tare, cu tare. Ce vă spune? Cu ce vă amăgește Ezechia? Și au zis ce vine diavolul. Faceți-mi voială cu mine, veți trăi voi și copiii voștri. Auzi? Să nu facem voială cu ce? Nu, nu. Tu trebuie să spui, eu l-am pe Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeul meu trăiește. Amin. Dumnezeul meu a biruit moartea. Aleluia! Slăvit să fie Domnul. Amin. De aceea, nu mă tem, nu mă tem, nu mă tem. Că Domnul e lumina mea. El este lumina. El este viața, așa spune omului Dumnezeu Ioan, trăiască numele Domnului. De ce să ne temem? Spunea fratele Romeo.
Dragii mei, cetățenia noastră nu-i de aici. Să nu așteptăm aici să fie toate aici pe pământ. Bune și frumoase. Nu! Noi îl așteptăm pe El. Cerul e pregătit pentru noi. Spunea Domnul Iisus ucenicilor să nu vi se tulbure inima. Aveau și ei zvonuri, aveau și ei temeri. Se îngroziseră și ucenicii, dar a trebuit să-i încurajeze Fiul lui Dumnezeu, cum pe noi în această zi ne încurajează Domnul. Și cuvântul, și Evanghelia, și puterea Duhului Sfânt, că este cu noi și noi, măriți să fie Domnul! Să nu ne temem, dragii mei. Aș vrea să ne rugăm Domnului. Haideți să ne ridicăm. Și spune, Doamne, am tot primit amenințări dintr-o parte și alta. Dar eu nu mă tem. Că Tu ești lumină și mântuirea mea. Tu ești biruitorul, aleluia, care ai biruit lupta, care ai biruit pe cel rău, care l-ai strobit. Și bine spunea psalmistul, poți? Ridicați-vă capetele! De ce? Să ne ridicăm! Ca să intre cine? Un muritor? Unul care are puteri limitate? Nu! Să intre împăratul slavei! Și s-a pus întrebarea, dar cine e împăratul slavei? Aleluia! Cine e pentru tine împăratul slavei? Frate, soră, tânără, tânăr, cine e pentru tine împăratul slavei? Domnul, cel puternic. Aleluia! Mărit să fie Domnul! Domnul cel vitează în lupte. Trăiască numele lui Iisus. Glorificat să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul tău și al meu. Dumnezeul care a biruit moartea. Și El este cu noi. A promis și a făgăduit pentru poporul Lui. Și a auzit ce a făgăduit. Iată că Eu voi fi cu voi. Până la sfârșitul viacului. Nici de cum n-am să te las. Și cu niciun chip nu te voi părăsi. De ce te mai temi? De ce să ne mai temem? Aleluia! Dumnezeul nostru este cu noi. Mărire Domnului! Aș vrea să facem această rugăciune. Și să spui Domnului în rugăciune, Doamne, dacă au venit temeri, frici peste viața mea, ce voi face? Dacă mă voi căsători, nu voi mai căsători, nu știu cum va fi, ce va fi. Auzi, spuneam ieri la rugăciune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și auzi ce spune? Și El însuși, adică Domnul personal, asta e frumusețea. La Ezechia a trebuit să trimiată un înger și a trebuit să omoare 185.000 de oameni. Un singur înger. Dar aici spune că El însuși îngrijește de voi. Asta e frumusețea. Când vine El, vine mângâiere. Moise spunea în călătoria spre Canaan. A văzut că poporul deja parcă tot mai răzvrătiți, tot mai nemulțumiți. Și s-a supărat Domnul. Și a zis, nu îmi merge cu voi. Și Moise a spus, dacă nu mergi tu cu noi, să nu ne lasă să plecăm singuri. Voi trimite un înger cu voi. Zice Moise, nu vreau. De ce, Moise? Pentru că îngerul e trimisul tău și dacă noi nu ascultăm așa cum trebuie, vine și El nu face decât ascult porunca. Dar Tu ești un Dumnezeu îndurător, îndelung, răbdător, bogat în bunătate, ci că mânia Lui ține numai o clipă. Asta e frumusețea! Că Tu numai, poate ieri l-ai supărat pe Domnul, sau poate chiar dimineață, și trebuie
trebuia să vină pedeapsa lui Dumnezeu peste tine, dar era îndurarea Lui, e mijlocirea care mijlocește pentru noi. Mărit să fie El! Când fiecare dimineață își înnoiește îndurările și bunătățile și are pentru tine și pentru mine gânduri de pace și nu de nenorocire. Mărire Lui! De-aia mergi Tu, Doamne, cu noi. Oricât ar fi un tată, oricât l-ar supăra copilul, îl pedepsește, îl ia de urechi, îl corectează, dar dragostea e tot acolo! O, slăvit să fie Domnul! Că i-a iubit cu o iubire veșnică! Mărire lui Iisus! Dragii mei, haideți să ne rugăm Domnului! Că și împreună cu noi, în mijlocul nostru, avem aici un tată și un fiu. Domnul să-i binecuvânteze! O dori să fie cu noi la închinare, fratele Panican vineri m-a sunat, fratele Titi, Foriner. Hoiner, așa. Da. Dumnezeu să vă bine.